Eu te dau de gol. Eu te dau de gol. Cu ce? Nu știu dacă o să e super, dar... Sau telespectatorii, care, cum, ce culori. Da, nu e bine. Îți spun. Eu zic că nu ți-ai ales-o bine. Crede-mă, câine e mult mai bine. Câine? Da. E mult mai bine. Stai puțin, stai să înțeleg. Tu bați spre fotbal? Da, culori, doar nu intrăm în politică noi la târziu. Ah, da. Păi ce să zic? Înainte să mă dai tu de gol, dar nu știu dacă mă dai de gol cu ceva. Pentru că toată lumea știe că sunt rapidist. Deci hai mă, cum o să știe toată lumea? Uite, Andrei, de exemplu, nu știa. Păi ea n-a știut că nu mă cunoaște. A, și apropo de Rapid și de Dar Timișoara... Dar acum știe. Da, apropo de Rapid și Timișoara, eu zic să vă înfrățiți. Păi noi suntem înfrățiți. Păi da. Acolo, înfrățiți-vă și voi doi. Zici, sora mea, cum? Fratele meu. Asta sună... Cu o cruce. Batem altundeva fratele deja. Meu. Fratele meu, fratele meu. De când pasiunea asta pentru Rapid? Și ce pasiune, nu vreți să știți, dragi telespectatori, ce are pe piept domnul American, nu? Un tatuaj? Nu e niciun secret, e un tatuaj pe inimă care e permanent, pentru care am avut de tras prin unele locuri, pe la Paradisul Acvatic, pe la Brașov, pe la Mare, pe la... în care suporterii ai altor echipe, cum ar fi Steluța sau... Steluța! Sau Dinamovița. Așa. Iată, aș digură. Au sărit la contre și la... Bine. Deci cum ai rezolvat problema? Le-am pus-o la pachet, ca un bun bucătar. Ce să le... S-a lăsat vreodată cu... Dar în momentul în care ți tatuezi pe inimă stema asta, ești conștient de eventualele urmări, nu? Eu merg înainte. Ce mă interesează pe mine? Pentru o iubire poate, o iubire prea mare. Una din marile mele iubiri, care datează din anul 2000, când intram în... Cred că am fost o dată sau de două ori în tribuna a doua, când aveam 15 ani. Ne împingeau jandarmii, ne dădeau câte o palmă pe ceafă, hai mă, intrați. Eram eu cu prietenul meu, frizerul. Da, cam multe bătăi acolo la Rapid. Da. Foarte mult. Mi se pare că sunt cei mai scandalegi și cei mai bătăuși. Nu, cei mai bătăuși, vă spun eu, la Dinamo. Nu e adevărat. La deplasare, dinamoviștii cei mai răi. Nu, nu. O să vă invit o dată pe Giulești. Nu e adevărat. Giulești sunt cele mai multe bătăi. O să vedeți ce înseamnă o adevărată galerie a unei echipe de fotbal. Dar nu știu ce înțelegi tu prin galerie. Galerie, când zic galerie de fotbal, mă gândesc... Dar nu, eu nu fac parte din... Din suporterii care caută să se bată. Și eu aș putea să mă bat. Dar eu nu știu oricine. Ce caută-i pe stadion în momentul ăla. Păi, na, fiecare are felul lui de a fi. Sunt oamenii recalcitranți, sunt oamenii calmi, sunt tot felul de oameni. Dacă te duci într-o pădure, găsești tot felul de copaci. Nu? Așa ai zis nume, nu? Sau dacă te duci pe... Du-te cu alea la Ninoasa, pe culturile astea. Miriște. Așa, vei vedea neghină. Corect, da? Corect. Corect. Orice pădure... Americane, orice pădure, din păcate, am ajuns la finalul emisiunii și va trebui să facem ceea ce trebuie să fie făcut. Să cânt. Să cântăm. Să cânti, da. De fapt, da. Ziceați că mă întrebați de politică, dar că... Nu. Să te întrebăm de politică așa, mare părerea ta despre ceea ce se întâmplă la noi în țară. Așa în mare, dai grijă să nu dai în culori și... Părerea mea despre politica din România? Da. Pe zi mai bine să... Să cântăm, nu? Să cânt ceva. Bravo, foarte bun răspuns. Ok, îți mulțumim frumos că ai fost alături de noi în această noapte. Cu plăcere și eu vă mulțumesc că m-ați invitat. Foarte importantă, de fapt. Noi vă urăm Paște fericit. O să ne revedem marți, săptămâna viitoare. O să ne vadă și la Spaima în bucate, nu? Duminică, da, nu ratați ediția specială de Paște, unde suntem prezenți acolo, bineînțeles. Distracție. Noi vă urăm Paște fericit, la revedere. Americane, îți mulțumim frumos. Și eu vă mulțumesc. Haideți să-i dăm drumul la muzică, să ascultăm pe Americano. Thank you.
Oamenii mei știu că țin ridicat steagul, știu că umplu foile la fel ca fânul șneagul. Îmi place întotdeauna să merg pe drumul meu și dacă e cazul apelez și la tupeu. În funcție de tine sunt altfel adevărat, în 27 de ani pe nimeni n-am deranjat. Atunci de ce comentează toți ratații care sunt plini de invidie și aberații? Veniți să vă las fără răspuns, noi pe lângă voi aducem ceva în plus. Să-ți dau haina de pe mine, ceva din buzunare, sau pot să te mielesc fără nicio ezitare. Mușterii sunt peste tot, nu scap de ei. Un like de-asta îl cumperi cu 50 de lei. Dispăreți în rasa voastră și luați aminte, micro 11, sălăjean, americanu și cu dinte. Am început să scuip că nu mai pot să tac. Am început din nou pe beat-uri de hip-hop. Încep să fiu nervos când se termină felia, că orice vi se face praf aici în România. Am sus de tot cureaua, dar ce vă pasă vouă? Și decrăpăm în două, vă faceți că plouă. Prefer să fiți voi mei, iar eu să fiu pantera. De foame românii au invadat planeta Terra. Tocmai de asta pun pariu că ai și tu de parte un văr cumnat, mamă, tată, soră, frate. Deschide ochii, nu sunt eu cel care te minte. Se fură de la boschet, dar până la președinte. Murim de foame, căutăm prin tomberon, dar avem a doua clădire după Pentagon. Politica e plină de hoți și de masoni, voi sunteți infractori în țara asta de bufoni.